Sunt bucuros că am revenit la Filarmonica de Brașov pe secundă dată și sunt bucuros pentru că am experiență cu prietenul meu, Alexandru. Acest pis că a scris anul timpului, l-am făcut cu el, am făcut o registrare cu Orchestra Națională de Radio. Și e importante che io sono una persona che piace musica nuova, compositori nuovi, in speciale con i compositori rumeni. Alexandru lo considero, io considero acest musician un cel mai bun percussionista che aveva in Țara și ha descoperto un talento di compositore și arrangiatore straordinario. Nella seconda parte abbiamo un capo d'opera, la Sinfonia di Schumann. Primavera e è perfetto che suntem al 22 martie. De asemenea, plăcerea mea este să lucrez cu maestru totdeauna. Am avut și imprimări care au ieșit extraordinar și s-au concretizat într-un compact disc produs de editura Casa Radio. De asemenea, este o plăcere pentru mine să revin la Filarmonica Brașov după vreo, cred că, 6-7 ani de pauză. Mă bucur să-mi revăd colegii, mă bucur că se întâmplă lucruri extraordinare aici din punct de vedere al managementului și țin să-i felicit pe această cale. Și nu în ultimul rând, abia aștept să mă reîntâlnesc cu publicul brașovean. Vă așteptăm cu drag la concert.